Bun găsit tuturor! Partidele politice sunt organizații ale căror membrii sunt uniți de aceeași ideologie, acționează pe baza unui set de valori comun, iar rolul fundamental al unui partid politic este de a cuceri puterea politică și de a își impune în cadrul actului de guvernare propriul program politic. La nivel județean există mai multe formațiuni politice, iar astăzi discutăm cu noul președinte al partidului USR Plus Ialomița. Este vorba despre domnul Octavian Săvoiu. Domnul președinte, felicitări pentru faptul că, iată, membrii USR Plus Ialomița v-au mandatat pentru a-i reprezenta în următorii 2 ani, dacă nu mă înșel. Iată, putem spune că a fost o decizie de comun acord de a candida, ați fost singurul candidat. Ați putea să ne spuneți ce vă recomandă, în primul rând, pentru această funcție? Atât eu cât și colegii mei avem puțină experiență politică, avem 2, 3, maxim 4 ani de zile de implicare. Fiecare dintre noi a muncit pentru acest proiect. Eu am personal 3 ani de zile de când sunt implicat în acest proiect. Am plecat toți cu mult entuziasm la drum. Din păcate, o parte din acest entuziasm nu s-a risipit pentru că în gândirea noastră idealistă de la început, credeam că vedeam foarte multă minciună, de exemplu, în jurul nostru și credeam că este suficient ca cât mai ca mulți oameni, mulți dintre noi să spună adevărul, ca această propagandă mincinoasă să fie combătută. Realitatea este că vocile noastre au fost de foarte multe ori astupate. Am crezut, de exemplu, că este suficient, eram conștienți că există o caracatiță de interese și de interese de grup și nu numai de partid. Și credeam că este suficient să ajungem la guvernare ca această caracteristică să o destructurăm. Uitați că am ajuns la guvernare și lucrurile astea nu sunt atât de simple. Uitați ce s-a întâmplat cu domnul ministru Vlad Voiculescu când a încercat să scormonească mult mai adânc. Apoi eu am plecat și mulți dintre colegii noștri au plecat pe acel val de entuziasm civic din 2017-2018 cu protestele și din februarie, respectiv din 10 august. Și la acel moment am crezut că vom fi, în stradă au fost sute de mii. Credeam că acele sute de mii din stradă se vor vedea în zeci de mii, de oameni implicați în politică. Realitatea a fost mult mai dură. Din păcate, am sesizat această atitudine, nu știu dacă o să o numesc pur românească, dar suntem un pic prea dezamăgiți de viața noastră și de societatea noastră. De foarte multe ori ați auzit și dumneavoastră că expresia aia, noi nu ne mai facem bine niciodată. Deci, foarte mulți dintre noi pleacă cu ideea că ce rost are să mă implic, oricum eu nu voi reuși să schimb nimic. E păcat. Noi am rămas și am muncit. Eu personal am 3 ani de zile, sunt colegi care muncesc de mai mult de 3 ani de zile, sunt colegi care muncesc de 2 ani de zile. Am rămas, ne-am implicat, am reușit să trecem peste inerentele dezamăgiri și să încercăm să construim. Și că probabil că primul lucru care m-a recomandat a fost capacitatea mea de muncă. Deci am muncit onest, cu bune și cu rele în ăștia 3 ani de zile și cred că lucrurile astea s-au văzut. Să înțelegem că acesta este și motivul pentru care ați decis să vă implicați în politică, pentru că dumneavoastră activați în mediul de afaceri, la nivelul județului Ialomița, și iată, a fost această trecere de la business către politică. A fost un factor decisiv această dorință a dumneavoastră de a arăta că lucrurile se pot schimba și că se pot modifica într-un fel, pentru Mi-am că pus de pornim de la foarte ideea multe că nu ne ori, mai facem bine, dar așa poate mai este, există și un pic de mi-am pus de optimism. foarte multe ori întrebarea ce caut eu în politică. Pentru că, realist vorbind, sunt momente în care nu mă simt foarte confortabil în poziția în care sunt. Și atunci m-am gândit, de exemplu, ce m-a făcut pe mine în 2017-2018 să mă implic și ce mă face acum să rămân. Și mi-am dat seama că la acel moment, și acest sentiment este și acum, efectiv mă simțeam sufocat de atmosfera care exista în societatea românească. Vedeam lucruri care nu sunt în regulă. Care erau Le acele simt. lucruri care În vă primul deranjau? rând, lucrurile care mă deranjează și acum. Mă deranjează foarte mult oamenii politici care vor să-și câștige un loc, care vor să ne conducă și nu vin cu argumente, nu vin cu proiecte, nu vin cu experiența lor și vin cu propagandă mincinoasă. Această manipulare și minciună politică există și în continuare. Vă mai dau un exemplu. În mod normal, eu dacă sunt politician, cum suntem noi, de exemplu, acum suntem la guvernare, noi peste 3 ani de zile va trebui să
cerem din nou votul cetățenilor. Argumentele noastre peste 3 ani de zile ar trebui să fie modul în care noi am reușit să trecem prin ăștia 4 ani de guvernare. Efectiv, ce am făcut noi? Pentru cei care sunt în opoziție, trebuie să vină, domnule, noi am fost în opoziție, dar noi vă propunem acești oameni și aceste proiecte. Astea ar trebui să fie argumentele principale ale unui om politic. Uite ce vreau să fac eu dacă ajung la învățământ, uite ce vreau să fac eu dacă ajung la transporturi, uite ce vreau să fac eu dacă ajung ministrul finanțelor. Ce vedem acum? Vedem o propagandă în care suntem speriați de străini, de homosexuali, deci probleme care nu sunt reale. În momentul în care tu nu ai argumente să vii și să spui, bă, ăsta este omul pe care eu vreau să-l votez, ăsta este CV-ul lui și ăsta este programul lui, tu trebuie să inventezi niște dușmani imaginari și să te lupți cu niște mori de vânt. Și îmi vine în cap o singură chestiune. Țineți minte, în 2010, că, apropo de străini, homosexuali și alte probleme cu care se confruntă neamul românesc. În 2010, 25, au fost razile la Țăndărei, și 25 de interlopi au fost ridicați, demascați, acuzați de 160 de copii, îi duseseră la momentul respectiv la cerșit în Anglia. Poliția britanică, Scotland Yard, deci niște străini, au venit și ne-au ajutat ca să destructurăm o grupare organizată. În 2019, la 9 ani distanță, o curte, nu mai știu unde s-a judecat cazul, i-a eliberat pe toți. De ce? S-a prescris. Aceasta este legislația, de aceea avem reprezentanții în guvern ca să modifice. Așa este, s-a prescris. Nu trebuie să modificăm și să spunem că nu se mai prescrie după 9 ani, se prescrie după 100 de ani. Nu. Trebuia dacă acești străini, deci nu străinii ne-au dus copiii ăia la cerșit, ci confrații noștri i-au dus la cerșit, da? Străinii au venit și ne-au prins, ne-au ajutat. Noi ce i-am făcut? Am tărăgănat-o, că o fi vorba de legislație, că o fi vorba de rea credință. Ce vreau să spun eu este că noi ne ferim de... Noi în loc să vedem și să rezolvăm problemele reale... O să discutăm și despre aceste aspecte care țin și de ceea ce se întâmplă la nivel național. Aș vrea să vorbim acum despre ceea ce putem noi să aducem în atenția celor care ne urmăresc despre organizația județeană USR Plus Ialomița. Iată, spuneam, ați fost ales președinte al acestei organizații. Desigur, aș vrea să vă întreb, pentru că au fost anumite disensiuni, să le spunem așa, sau contradicții între cele două partide, între USR și Plus Ialomița anterior, fie că vorbim despre campania pentru locale sau pentru parlamentare, ați reușit să treceți peste toate aceste puncte de vedere diferite și să ajungeți la un numitor comun? Până în acest moment, eu zic că da, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Ăsta este și motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care nu am fost tot timpul, într-un final am fost singurul candidat la președinția partidului, dar asta aici s-a ajuns după multe discuții. Au fost mai mulți candidați și asta a fost o soluție prin care am încercat să ne rezolvăm aceste probleme pe care noi le-am avut în trecut. Am avut aceste probleme, sunt reale și nu îmi pare rău că au ieșit în spațiu public, dar cu siguranță parte din discuțiile care le-am avut ne-au afectat la vot. Probabil că am pierdut voturi. Dar e mai bine să pierzi voturi și să fii un partid viu, un partid în care oamenii reacționează atunci când lucrurile li se par că nu merg în direcția care trebuie, un partid care ține la principiile care le are și nu bagă gunoiul sub preș, că despre asta a fost vorba la momentul respectiv. Au existat aceste probleme, iar noi am funcționat și oamenii trebuie să știe, chiar dacă există USR Plus și toată lumea s-a învățat cu USR Plus, USR Plus exista de fapt două partide, Partidul USR și Partidul Plus. Noi am funcționat în ultimele 4 alegeri într-o alianță, dar fiecare acest partid a avut proprii candidați, a avut propria conducere și noi am încercat să armonizăm lucrurile. Câteodată ne-a ieșit, câteodată nu ne-a ieșit atât de bine. În aprilie, în momentul în care a existat fuziunea asta și a ieșit actul de la judecător, ăla a fost una care a consfințit fuziunea, dar ăla a fost decât primul pas. În realitate, fuziunea de-abia acum începe, pentru că noi trebuie să armonizăm și părerile pro și contra și lucrurile care au mers bine trebuie să le promovăm, lucrurile care au mers mai puțin bine trebuie să le armonizăm.
Și ăsta a fost momentul în care noi trebuia să facem alegeri interne la Ialomița. Am avut această experiență și este bine că am avut-o înainte, cu lucrurile care nu au mers așa cum ar fi trebuit. Ne-am așezat la masă pentru organizarea acestor alegeri și am început să discutăm deschis aceste probleme pe care le-am avut. Și ne-am dat seama fiecare de lucrurile pe care le-a făcut greșit, ne-am dat seama de cum ar trebui să acționăm de aici încolo și am căzut de acord că trebuie să încercăm să construim echipă. Deci din două echipe să facem una singură și primul pas ar fi să propunem o conducere care să armonizeze cele două echipe. Și așa s-a ajuns la un birou județean format din membrii USR și membrii Plus și așa s-a ajuns la propunerea mea ca și candidat. Tocmai pentru că a fost un prim pas de a construi această echipă. Și cum intenționați să faceți lucrurile să meargă într-o direcție și mai bună? Pentru că bănuiesc că obiectivul principal este acela de a câștiga un procent frumos, da, la următoarele alegeri, fie că vorbim de locale, parlamentare, europarlamentare. Da, care sunt obiectivele? În primul rând ați menționat mai devreme că aceste alegeri au fost pentru 2 ani de zile. În statutul USR-ului, alegerile le puteam pune pentru un mandat de 4 ani de zile. Am ales să alegem un mandat scurt, tocmai pentru a încerca să construim această echipă în ăștia 2 ani de zile, pentru că ăsta este un proiect care de-abia acum începe. Noi avem șanse și credem noi destul de mari să armonizăm echipa și să facem o echipă funcțională în următorii 2 ani de zile. Spuneați că trebuie să... Ce obiective are organizația? În primul rând, ăsta este obiectivul, de a construi această echipă. Al doilea obiectiv ar fi ține de comunicare. Și anume să încercăm să comunicăm cât mai bine cu viitorii noștri alegători. Să le comunicăm lucrurile, în primul rând să ne facem noi cunoscuți. Și apoi să facem cunoscut și mesajul nostru. Iar cel de-al treilea obiectiv ar fi să încercăm să aducem cât mai mulți oameni alături de noi, să identificăm cât mai mulți candidați, în special în mediul rural, oameni care să fie de acord cu mesajul nostru și care să-l promoveze în 2024. Câți membri aveți la acest moment? În tot județul suntem, după fuziune, undeva în jurul la 1500 de membri. Și filiale la nivel... Filiale sunt în jurul de 40 de filiale. Deci se poate și mai bine, da? Se poate. Trebuie să ținem cont că nu în toate cele 40 de filiale lucrul este mult mai dificil decât pare la prima vedere. 40 de filiale, o să spui, ok, ești aproape acolo, că sunt 66 toate. Dar suntem departe de unde ne dorim să fim, pentru că una este să ai o filială și alta este să ai o filială în care ai un candidat cu șanse de a lua primărie. Acolo trebuie să ajungem. Asta voiam să vă întreb. Se putea obține rezultate mai bune la alegerile din 2020? Nu cred. Poate puțin, dar nu cred. Dar simplu fapt că nu aveți reprezentare în Consiliul Local să vă... De asta v-am spus că, da, la Consiliu trebuie să înțelegem. Erau lucruri care puteau fi făcute mai bine. Dacă este un lucru care mă doare pe mine în momentul de față, este că nu suntem prezenți în Consiliul Județean și în Consiliul Local Slobozia. Și aici sunt lucruri, așa cum a spus că au fost disensiuni, că au fost discuții. Eu mi-am asumat în discuțiile colegii mei cu foarte mare onestitate și lucrurile bune și îmi place să mă laud, ca să zic așa, cu realizările, dar în același timp nu fug de critici. Și în momentul în care mi se spune că anumite lucruri n-au fost făcute bine, ascult cu mare atenție și încerc să trag învățămintele de rigoare. Da, asta ar fi lipsa noastră din Consiliul Local Slobozia și din Consiliul Județean. În realitate nu este atât de... Nu puteam face lucrurile mult mai bine și vă spun și de ce. În ultimile alegeri, înainte de alegerile locale, în alegerile prezidențiale, noi am luat un scor undeva de 14% pe județ. Deci de acolo plecam. Deci noi la nivel județean trebuia să aveam un maxim de 14%. Din 66 de localități, noi nu am fost reprezentați cu candidați în primărie, nici în jumătate din aceste localități.
este greu să îți imaginezi că o să obții voturi pentru Consiliul Județean într-o localitate, într-un sat, în care nu ai candidat la primărie. Deci, automat, noi nu acopeream nici jumătate din localități, 14 împărțit la 2, deci aveam un target de maxim 7%. Noi am fost foarte aproape de a-l atinge. Din păcate, ne-a tras în jos faptul că noi am candidat ca și partid politic, care era pragul electoral la 5, noi am candidat ca și alianță politică și atunci pragul electoral a fost la 7. Acum, dacă s-ar repeta alegerile și am luat același număr de voturi, am fi prezenți și în Consiliul Local și în Consiliul Județean, pentru că noi am luat peste 5%. Dar fiind o alianță la acel moment, am avut un prag mai mare de trecut de 7. Dar aveți o reprezentare la nivelul consiliilor locale în ceea ce privește județul Ialomița? Au fost situații în care la nivelul unor localități s-au făcut și anumite alianțe? Da? Avem doi primari, doi viceprimari. Avem și reprezentare în 10 consilii locale. Deci a fost primul pas. Gândiți-vă că organizația USR și respectiv USR Plus are undeva la 3 anișori de existență în Ialomița. E greu să miști bolovanul ăsta care se cheamă politică locală în 3 ani de zile. Mai ales că țineți cont că noi am plecat la drum cu niște foarte idealiști, așa, țineți minte, prima oară spuneam oameni noi în politică. Deci noi ne-am dorit totul să fie nou, nici nu acceptam altceva. Politica e grea și standardele pe care noi singuri ni le-am impus au fost foarte sus. Și am obținut suficient pentru primul rând de alegeri. Credeți că la nivel național USR în alianță cu PNL guvernează bine? Aici e o rană deschisă în rândul membrilor USR Plus și în rândul celor care reprezintă partidul ca și mine. Sunt multe voci din interiorul nostru care spun că guvernarea nu merge în direcția care ne dorim noi și că nu facem lucrurile pe care ni le-am asumat că le vom face. Dar cine nu vă lasă? Cine nu ne lasă? Aici e o problemă, n-aș putea să vă răspund eu la cine ne lasă, pentru că nu sunt nici ministru, nu sunt nici implicat la centru, eu pot să răspund. Este părerea dumneavoastră. Asta am să vă spun, părerea mea personală. Cert este că noi am venit în alegeri în fața oamenilor care ne-au dat votul cu un program foarte reformist. Și ni l-am asumat și prin programul de guvernare împreună cu PNL-ul. Numai că aceste reforme pe care noi ne dorim să se întâmple, nu se întâmplă momentan. Au fost discuții în cadrul Alianței, au fost discuții și în cadrul Biroului Național USR. Vom avea pe 28 august un comitet politic la București și se vor face niște analize foarte la sânge despre cum au mers primele câte au fost 8 luni de guvernare, pentru că acele reforme pe care ni le dorim cu toții întârzie să se întâmple. Miniștrii noștri dau semnale că sunt vii. Deci n-aș putea să-i acuz. Uitați-vă zbaterile lui Vlad Voiculescu, care a căzut. Uitați-vă, mă așteptam ca Drulă, care a început să, ministrul transporturilor, care a început să miște lucruri, să fie atacat. Și va fi, cu siguranță. De cine? De cine? Nu știu cine. Ele sunt atacați. Și Vlad Voiculescu de cine a fost atacat? A fost atacat de toate prin televiziuni, de diversi comentatori, ziariști, mă întrebați să vă spun de Dar cine. Dar în interiorul partidului da. Sunt anumite, ce? Să zicem, animozități, sunt anumite contradicții? Nu. Singurul lucru care răzbate din interiorul partidului este o voce puternică a membrilor și a celor din conducere din eșalonul 2 și 3, cum sunt și eu, care vor să se întâmple lucrurile mai repede la nivelul guvernării. Ne dorim cu toții să vedem că se întâmplă lucruri. Vrem să vedem concret acele reforme. Ne-am săturat cu toții de scuze și atunci, iar aceste reforme întârzie să apară. Lucrurile reale, ce am promis. Se va face o analiză și vom vedea de ce. Nu vreau să... Și repet, astea sunt păreri personale. Cu siguranță. Sunt păreri personale, așa văd eu lucrurile din Slobozia. Dar va rezista USR Plus în coaliție cu PNL? USR Plus va rezista în coaliție cu PNL probabil până la un punct. Noi vom face presiuni și sunt convins că acele presiuni există și se fac în continuare
pentru a împinge acest program de guvernare și acest program reformist cu care noi am mers în alegeri cât mai aproape de adevăr, să se întâmple lucruri. Dacă nu s-au întâmplat acum, mâine trebuie să insiști, să pompezi, să pui presiune. Probabil că se va pune o presiune, poate o X de influență și prin faptul că în PNL acum sunt alegeri interne. Și probabil că se dorește să se treacă de această etapă ca apoi să se așeze lucrurile și să punem aceste presiuni. Așa este, nu însă cetățenilor nu le pasă de aceste lupte interne. Nici nu ne pasă. Populația este interesată să vadă că lucrurile se mișcă într-o direcție bună, pentru că și-au desemnat reprezentanții în Parlament. Oamenii vor să trăiască mult mai bine, vor să aibă locuri de muncă, să aibă siguranța zilei de mâine. Luptele politice nici pe mine ca președinte al USR Plus Ialomița nu mă interesează luptele politice din alte partide și pe cetățeni cu atât noi puțin și ca fapt divers, pentru cei care nu știu și probabil că nu știți, noi suntem în luna august. În luna septembrie, în cadrul USR Plus, se va alege nouul președinte al partidului. În momentul de față există cel puțin doi candidați, domnul Barna și domnul Cioloș, care vor concura peste nici o lună de zile. Vedeți lucrurile astea în presă? Vedeți tărăboi? Și dânsii își fac campanie internă. Dar asta nu-i oprește să-și facă treaba. Inevitabil o să vă întreb și despre ceea ce se întâmplă acum, în această perioadă, pentru că, iată, scena politică așa a fost aruncată într-un mare boom și în suspans. Cum comentați dumneavoastră acuzațiile care îi se aduc premierului Florin Câțu? Pentru că sunteți acolo în alianță și... Da, nu. Eu consider că... Puteți să vă expuneți un punct de vedere, nu este ceva greșit. Din punctul meu de vedere, PNL-ul trebuie să-și rezolve singur această chestiune. Nu avem de ce să ne spunem noi un punct de vedere. Domnul Câțu este premierul României, trebuie să-și facă treaba. Ba trebuie să vă expuneți un punct de vedere, pentru că dumneavoastră sunteți cei care ați promovat acest slogan fără penali în funcții publice. Trebuie să aveți o poziție pentru asta. E adevărat, dar domnul Câțu, dacă mă întrebați strict personal, mie mi se pare domnul Câțu un penal. Ok, poate din punct de vedere politic va ieși... penală pentru faptul că au condus un autoturism sub influența conturilor alcoolice. Da, acum 20 de ani în Statele Unite, nu știu. Da, exact. Așa cum privește legislația din Statele Unite. După cum vedeți, sunt multe lucruri. Poate, dacă o luăm omenește vorbind, poate a fost o greșeală a tinereții. Hai să fim serioși, dacă domnul Câțu va performa în poziția de prim-ministru, ar trebui să fiu destul de ipocrit să-i cer demisia, pentru că acum 20 de ani în Statele Unite... Da, într-adevăr, poate conform legislației din Statele Unite, eu sunt condamnat. Nu știu, pe mine personal nu mă influențează acest. Mi se par niște lucruri care au apărut în presă doar din cauza războiului intern din PNL, nu au nicio legătură cu guvernarea și cu mandatul lui de prim-ministru, din punctul meu de vedere. Personal, el, ca și om politic, dacă va avea de suferit, nu știu să vă spun. Pe mine nu mă influențează nici în calitate de cetățean, nici în calitate de membru al unui partid în alianță cu PNL-ul. Dacă ar fi să ajung să fiu pus sau un reprezentant al USR-ului să trebuiască să așeze cu domnul Câțu la masă, lucrurile care le vor discuta ar trebui să fie chestiuni care țin de guvernare și de reformele promise, nu de chestiuni personale ale domnului Câțu și al carierei domnului Câțu. Este cariera lui. Da, un alt subiect care a fost intens dezbătut și totodată controversat este acel celebru raport Matic, potrivit căruia și bărbații copnaște, aici aș vrea să vă expuneți un punct de vedere, pentru că e un pic forțată exprimare că bărbații pot da naștere unui copil. Aia a fost, cum vă spuneam și la începutul discuției noastre, face parte din acea propagandă mincinoasă pe care... Eu cred că este datoria noastră, a celor din USR Plus, să încerce să o elimine, ca să zic așa. Nu poți. În primul rând că acel raport, pe care personal am citit despre el din curiozitate, raportul avea, nu știu să zic, 25-40 de pagini, nu mai știu cât. Cert este că era o singură frază în acel raport și o prostie să-ți imaginezi că poți să dai o lege în care poți să faci un bărbat să nască. Eu tâmpenii, nici măcar nu spune așa ceva. În acel raport era o chestiune despre identitatea de gen. Ca să fiu sincer, a trebuit să caut pe Wikipedia să văd ce înseamnă persoane transgender, că nu știam, deci nu sunt preocupări ale mele de zi cu zi să văd ce înseamnă. Așa? Și am aflat apoi la ce se referea. Se referea la persoane care se... Sunt femei, de exemplu, care
ele se identifică cu un bărbat. Nu mă pune să vă explic, că nu, nici nu trebuie. Nici nu am înțeles foarte bine fenomenul, dar nici n-am înțeles fenomenul. Dar se pare că există aceste doamne, domnișoare, care se nasc într-un corp femeiesc, dar care ele se identifică din punct de vedere psihologic cu un bărbat. Și despre aceasta era și vorba. Despre ele era vorba ca și ele să aibă aceleași drepturi ca o femeie normală, dacă rămâne însărcinată, să beneficieze de toate serviciile, deci se referea la aceste persoane transgen. Repet, a trebuit să caut un pic pe net, să văd, să mă informez, pentru că nu știam, dar era o singură frază. De acolo s-a făcut un întreg circ media, care n-a avut decât intenția de a arunca cu noroi în europarlamentarii USR+. Au fost atacuri împotriva lui Dacian Cioloș, împotriva noastră, a celor de la USR, printr-o minciună sfruntată. Cel mai mult mi-aș dori să discursul politic să se schimbe în România și să încercăm să vorbim despre problemele noastre reale, chiar dacă unele sunt dureroase. Dar haideți să le vorbim. Așa este foarte ușor să transmiți un mesaj de genul acesta și de fiecare dată să ataci un adversar politic. Dar societatea are de suferit. Ne apropiem de finalul acestei discuții și v-aș ruga să transmiteți un mesaj membrilor USR Plus Ialomița și totodată cetățenilor județului Ialomița. Da, mesajul va fi că urmează 3 ani de zile. Urmează acești 3 ani de zile în care vom încerca organizația USR Plus Ialomița să crească. Vom încerca în aceste 3 ani de zile să încercăm să ne promovăm, să arătăm oamenilor că suntem membri USR Plus Ialomița, sunt oameni la fel ca oricare. Suntem, faptul că nu ieșim în stradă îmbrăcați în tricolor și cu icoana în piept, asta nu înseamnă că nu suntem familiști, asta nu înseamnă că nu suntem credincioși, asta nu înseamnă că nu ne iubim țara. Nu, aia este o propagandă ieftină și goală. Noi vom demonstra, noi demonstrăm toate lucrurile astea muncind, iubindu-ne familiile, prietenii. Așa încercăm noi să demonstrăm că suntem patrioți și că suntem familiști și că suntem oameni de bine, ca să spun așa. Ăsta este primul lucru pe care ar trebui să-l facem și apoi vom încerca să aducem alături de noi în următorii 3 ani de zile cât mai mulți oameni, astfel încât această USR Plus Ialomița să fie cu adevărat o forță care să poată să schimbe lucrurile în acest județ peste 3 ani de zile. Vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea cu care ați acceptat să avem astăzi acest scurt interviu. Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră politică, să ne revedem cu bine și cu alte proiecte pe care le puteți expune ialomițenilor. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit până la acest moment, vă dorim toate cele bune. La revedere!